Bine, invitat la Vieți Transformate, Adelina Fronia, de-a lungul a două episoade am discutat deja lucruri care îți îngheață sufletul. A trecut printr-un avort, de atunci căutarea ei după împlinire a numărat mai mulți bărbați, a trecut prin ceea ce înseamnă părăsire de Dumnezeu datorită faptului că ea avea impresia că nu se poate înfrâna decât cu ajutorul lui Dumnezeu, s-a simțit părăsită de Dumnezeu. Multe, multe lucruri am discutat. Adelina, din nou bine ai venit. Bine. Ce crezi? Ce am zis? Am zis bine despre viața ta? În trei cuvinte, cred că da. Acum i-aș invita pe cei care se uită la noi prima oară să urmărească și episoadele anterioare. Ce crezi că ar mai fi de adăugat așa într-un minut despre ce am vorbit până acum și apoi trecem la ceea ce faci tu, la consiliere, la ajutorarea altora? Nu știu dacă ar mai fi ceva de adăugat sau de completat la ce ai spus tu. Mai degrabă i-aș invita pe ascultătorii noștri să se uite la episoadele anterioare ca să își tragă singur esența, știi? Fiecare primește ceva ce poate altcineva nu primește. A început apropierea ta clară de Dumnezeu, da, și da. Ai zis, mă raportez la aceste valori, indiferent cât ar fi prețul de mare. Da, așa este. Am zis că mă trebuie să fie ceva cu relația asta cu Dumnezeu și cu respectarea acestei cerințe care a fost pentru mine, știi, fără sex până la căsătorie, așa foarte articulat. Și nu aș putea să zic că a fost un drum ușor, dar a fost un drum interesant de descoperit, care a avut diferite valențe. A spune că la un moment dat sclipirea care te-a, așa ai avut-o, a fost din, așa cu cuvintele tale, din acest rahat doar Hristos mă poate scoate. Da. Deci, și cred că este poziția omului care caută iertarea, pocăința, întoarcerea la Dumnezeu. Da. Dom'le, de aici nu pot să mai scot eu prin puterile mele. Da, da. Știi, când ești deconectat de sursa vieții tale... Foarte bine spus. Ești deconectat. Supraviețuiești. Supraviețuiești ca o legumă. Da, mă rog, hai, bei apă, mergi la serviciu, dar viața nu e numai despre asta, știi? Eu întotdeauna am avut o chemare în direcția că viața e mai mult decât risipirea asta pe orizontală. Am o familie, am niște prieteni, hai, mai ies cu ei, am un job bun, am un salariu, ok, și? Și după ce, știi? Da. Și... iată, căutarea mea în direcția asta a lui Hristos a venit într-un moment de cădere pe care eu am avut-o. Atunci când am strigat după El, a fost acolo să mă scoată și mi-a trimis ce am avut nevoie ca să încep să-L descoper cu adevărat. A fost un moment de cădere sau un proces? Un proces topogan, care la un dat a culminat până am... deci, până jos de tot. De tot, știi? Dar foamea după Hristos devenea din ce în ce mai mare, așa, știi? Ce frumos sună! Pentru că, știi, măi, aici descoperisem acea pace și acea liniște pe care nu o găsești în plăcere. În relații, în plăceri? Da, nu o găsești. Acolo, plăcerea e o chestie de moment. Atât. Pe când Dumnezeu, relația cu Dumnezeu nu este numai o chestie acum, doar de moment. Adică e ceva pe care nu-l pot explica, te pătrunde în fiecare celulă într-un mod armonios, așezat, plăcut, te învăluie, n-aș putea să definesc în cuvinte, caut, dar nu reușesc. Și odată ce m-am apropiat... Nu putem să cuprindem cuvântul în cuvinte. Da, Hristos exact. Este cuvântul, exact, lui Dumnezeu, exact, pentru noi. Nu-L putem prinde în cuvinte. Da. Da, și mai era așa o dilemă în viața mea încă nerezolvată. Ok, care-i treaba? Mă mărit, nu mă mărit? Care-i voia lui Dumnezeu cu mine, știi? Și mă trezeam dimineață nemulțumitoare pentru acest aspect. Însă vezi că această nemulțumire a faptului că nu sunt măritată și nu-l găsesc pe acela care să se alinieze cu valorile mele, îmi impacta întreaga zi. Adică eu nu puteam să mă mai bucur de bucuriile zilei, de lucruri pe care Dumnezeu mi le trimitea și erau bune toate, nu? Și într-o zi m-am prins. Mi-am dat seama
că eu nu sunt completă cu avortul pe care l-am făcut, eu încă nu m-am iertat. Doi, că eu încă după atâția ani, la 19 ani ai făcut avort și nu te-ai iertat tu. Nu, eram cu pușca după mine și numai după mine. După toate femeile care auzeam că făcuseră avort, vreau să le strâng de gât, să mă iertați pentru expresie, dar furia era acolo, știi? Și blamarea. I-ai dat un nume copilului tău nenăscut? Nu. Ce era, băiat, fetiță, nu știi? Nu știu. Așa, conștiința mă informează că ar fi fost băiat, dar nu știu. Mi-am dat seama că eu nu i-am iertat pe părinții mei, că în continuare îi țin la distanță și așa își făceam fizic. Nu știam de ce. Era porunca să iubește-ți cu părinții, însă eu iubeam aparent, că în interiorul meu, hai de mine, de la te-a judecată și critică. Așa, apoi că nu mă iertasem pe mine. Nimic rău, sărașii de ei. Mai, în raport cu avortul, nu, dar nu am avut o copilărie ușoară. Adică au fost, când nu respectam ce spunea taică, eu mâncam bătaie. Și nu era așa, vedea taică-mi o palmă peste ceafă. Mâncam bătaie. Până la învinețeală, știi? Și au fost momente în care mă gândeam că aș vrea să mă arăt taică-mi numai să nu mai mănânc bătaie, știi? Și mi-am dat seama că eu nu-l iertasem pe taică-mi. Nu se puteau apropia bărbații de mine, că eu vreau să-i pedepsesc pe toți. Știi, era figura aia care se suprapunea, a tatălui se suprapunea cu ei. Și cursul ăla m-a readus cu picioarele pe pământ să-mi asum responsabilitatea la ceea ce a fost exact așa păcatul cum tău a fost, fără să judec. Și l-am sunat pe taică-mi din cursul ăsta și am zis, tata, te iert. Te rog să mă ierți. Te rog să mă ierți, da. Corect. M-am prins că eu n-am putut ce să-l iert. Eu i-am făcut zile fripte. Și am zis, te rog să mă ierți pentru toate momentele în care te-am judecat, te-am criticat, nu numai pe față, ci și pe la spate. Te-am vorbit de rău. Am jucat că te iubesc, dar de fapt te-am urât. A fost șocat. Da, și am zis, știi, ori de câte ori, tu îmi spuneai să fac un lucru așa, 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 și făceam altfel ca să-ți demonstrez că se poate și altfel, tu mă pedepseai că așa știi tu. Dar eu atunci am decis în mintea mea că o să-ți arăt eu când mă fac mare. Și iată, când m-am făcut mare, eu m-am purtat cum m-am purtat cu tine. Te rog să mă ierți. Și am zis, îmi dau seama că n-aș fi putut să fiu cine sunt astăzi fără tine. Tata, am început să plângă, eu plângeam. Și atunci a zis și el, tati, te rog să mă ierți, dar cum să zic, eu nu mai aveam nevoie ca el, eu deja îl iertasem, știi, mă vedeam pe mine, eu sunt la sursa neînțelegerilor noastre, că eu am ales să-l pedepsez. El ce-a făcut lui este treaba lui cu Dumnezeu, n-am eu niciun drept să mă bag în, știi? Și mi-a zis, mi-a povestit mai multe și ăla a fost momentul în care eu am făcut pace cu tata. Apoi am avut o discuție cu mama lungă. Când ai pace cu Dumnezeu pe verticală, da, vine pacea pe orizontală. Se așează pacea și pe orizontală, exact. Cei din jur. Și atunci am zis, băi, trebuie să-mi asum avortul până la capăt, inclusiv impactul pe care l-a avut oricare ar fi fost el. Medicul care ți-a făcut avort? Să nu zici că ai fost și la el. Nu, nici nu știu, nu mai aduc aminte, nici nu știu cine ce. Și m-am iertat. Atunci am... Ai simțit că Dumnezeu te-a iertat? Știam teoretic că Dumnezeu m-a iertat. Părintele duhovnic când tot spunea, mă, te-a iertat, oprește-te cu atâta blamare de sine. Dar în momentul în care eu m-am iertat, abia atunci am primit pe deplin iertarea lui Dumnezeu. Ce sunt eu să mă pun în calea lui Dumnezeu dacă El m-a iertat? Cine sunt eu să mă opun? Și mi-am este dat seama... ca și cum cineva ar fi închis în închisoare, primește decizia de eliberare și nu vrea să și tot pe la porțile închisorii. Eu vreau să intru în închisoare că... Da, știi de ce? Pentru că eu mândria acolo. Asta a fost o viclenie, adică mândria e foarte vicleană. Știi, mândria e foarte vicleană. Cumva ca și cum să zic, oamenii nu se iartă pentru că ei nu pot concepe că au făcut ceea ce au făcut. Și e o mândrie să concepi că tu n-ai călcat pe bec. Păi așa suntem plămădiți, nu? Când Adam și Eva căzură cu toate alea și cu nișcurele. Deci în mine coexistă în mod egal și tentația spre a lucra binele, dar și tentația spre a lucra răul. Și dacă nu admitem asta despre noi, suntem niște ipocriți să credem că noi nu putem să cădem.
Spune Apostolul Pavel în epistola către Romani acest lucru. Da. O, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Dar mulțumiri fie aduse lui Hristos. Da. Da. Da, și așa, ăla a fost momentul în care mi-am dat seama că eu nu sunt în vocație, că eu nu fac ce cu adevărat mă împlinește, ci chiar și la un job cu 3.000-4.000 de euro pe lună doar supraviețuiesc, eu nu sunt împlinită sufletește. Și am zis, gata, mă opresc din tot și ne uităm să vedem care-i drumul încotro. Dar am știut că drumul meu este spre a sprijini femeile în criză de sarcină, care să nu treacă niciodată prin trauma prin care eu am trecut acolo, atunci, la 19 ani. Și în momentul în care am pus intenția asta și am zis, Doamne, gata, sunt pregătită, mi-aduc aminte că noaptea eram la Londra și scriam unui părinte care îmi spusese de mult să mă apropii de zona asta a ONG-urilor și o foarte arogantă părinte. Dacă mă plătește nimeni cu 4.000 de euro, ce să-mi sară? Eu, știi? Eram eu prin biserică, da? Eram în continuare arogantă și mândră, știi? Da, și i-am scris atunci, sunt pregătită, gata, acum vreau să fac pasul ăsta. I-am trimis un e-mail, mi-a răspuns dânsul a doua zi și așa, când tu pui voință, Dumnezeu îți dă putere. Dai voință, iei putere, nu? Și au început să vină spre mine oameni care au început să mă invite la conferințe în zona asta pro-viață, să fiu invitată la Bruxelles, la Palatul Parlamentului, a fost acolo, la Parlamentul European, a fost acolo o întrunire cu zona asta pro-viață. Și la un dintr-o dată au apărut mulți oameni care nici nu știau că există. Care nu știam că există, care... Deci nu știam de unde s-o apuc, dar Dumnezeu mi-a trimis. Măi, când te așezi pe cale, îți dă tot ce ai nevoie, așa, ți le așterne, doar să le apuci să le folosești. Eu am avut senzația asta în momentul când am avut primul copil, parcă strada era plină de mame cu cărucioare cu copii. De unde a fost până acum? Nu le-am văzut. Da. Dintr-o dată. Da, când îți deschizi ochii, se deschid vezi. Ochii. Da. Corect, da. Da, și atunci în avion spre Bruxelles, persoana care organiza evenimentul de acolo zice, Adelina, pregătește un speech de 5 minute și am zis, eu? Voi faceți munca asta de ani de zile, eu n-am ce să spun aici. Tu n-ai consiliat pe nimeni până atunci? Ba da, dar indirect, adică, ba nu, chiar și direct, dar nu cu focusul pe asta, ci s-a întâmplat să întâlnesc două persoane până atunci pe care le-am întors de la avort, știi? Un copilaș și așa celălalt, din păcate, la 9 luni s-a întrerupt natural. Natural, da, copilul cu cordon umbilical. Dar faptul că au ales viața, asta e mare lucru, știi? Da. Și în avion fiind, am zis, bine, ok, că văd eu ce vorbesc. Mă uitam așa printre nori pe acolo, zic, Doamne, spune-mi Tu despre ce să vorbesc, eu nu știu despre ce să vorbesc. M-a lovit așa, m-a luat plânsul și a venit gândul, e momentul să mărturisești. Și am zis, Doamne, dar eu, cum adică, să vorbesc despre avort? Nu. Și era și mai puternic gândul, e momentul să mărturisești. Și atunci am zis, bine, fac asta. Habar n-aveam ce mă așteaptă, dar ăla a fost începutul și... Ăla a fost momentul în care am zis, chiar vreau să fac o diferență în România pentru aceste femei care poate, din diferite motive, circumstanțe, intră în tot felul de relații pe care nu și le doresc sau ajung în contexte în care rămân însărcinate și nu își pot asuma efectul unui act sexual, că nu, dacă ne culcăm cu cineva, logic e că există o șansă să rămâi și însărcinată. E absurd să te gândești că nu e nicio șansă, știi? Vorbea, au rămas femei însărcinate și cu sterile puse, dar rămite așa. Și Dumnezeu mi-a arătat calea, a început să-mi arate calea prin diferiți oameni. M-am gândit, nu vreau să fac eu așa o chestie mică. Vreau să fac ceva mare. și nu dintr-o mândrie. Dacă te-ai fi întâlnit tu pe tine însăți, Adelina de la 19 ani cu Adelina de acum, crezi că ai fi ascultat sfatul?
Că ai spus că vrei să le oferi sfatul celor care se află într-o situație pe care nu și-au dorit-o. Da. O sarcină nedorită, în afara căsătoriei. Uite, este... Crezi că ai fi ascultat? Hai să-ți spun un lucru. E un pic periculos să merg într-un dacă. Realitatea este că eu la 19 ani am făcut un avort. Asta e singura realitate. Exercițiul lui dacă și cu parcă... Dacă era cineva să te sfătuiască, ai fi renunțat? Nu știu. N-aș putea să zic da sau nu, pentru că nu știu. Realitatea este că eu am avut pe cineva atunci care a venit, acele măicuțe de care spuneam, și n-am auzit. Știi? Deci acest dacă și-a găsit răspunsul. Da. Acum, în dreptul tău. Ani de zile m-am întrebat de ce Dumnezeu a îngăduit să mi se întâmple ce mi s-a întâmplat atunci. Poate... L-ai acuzat? Nu. Nu l-am acuzat. I-am acuzat pe aici, pe orizontală, știi? Acolo nu îndrăznesc. Nu știam că Dumnezeu e bun, nu... știi? Și... Cum să spun... Acum am înțeles, cred că dacă nu aș fi trecut prin trauma de atunci și nu aș fi învățat, că mulți trec prin tot felul de chestii, dar nu învăță nimic, știi? Și nu aș fi învățat și nu aș fi ales să fiu completă, să mă iert și așa, nu aș fi putut să fac ce fac astăzi. Adică am compasiune și iubire acum față de femeile care sunt într-un astfel de context de viață. Vine din de la Dumnezeu compasiunea și iubirea sau ți le impui tu că știi teoretic că ar trebui să ai compasiune și iubire? M-aș mira să zic compasiunea și iubirea teoretic. Impusă nu prea, la liberă impusă nu prea merge. Merge un pic, după aia nu poți să ții energia asta, știi? Ci aș putea spune că este o trăire, pur și simplu, adică... Empatizezi cu ele? Empatizez cu ele... Nu neapărat așa direct, dar sufăr, știi, când îmi aduc aminte primul caz după ce am înființat ONG-ul. Ai un ONG pentru consilierea femeilor aflate în criză de sarcină, da. Și prima oară când eram într-o conversație cu astfel de... De fapt, până să vorbesc cu ea, am primit un mesaj. Uite, cu tărica, nu știu ce, vezi dacă ăsta e numărul, vezi dacă poți face o diferență pentru ea. Și m-am luat cu treaba, au trecut o zi, două săptămâni, băi, uitasem complet de fata asta. Păi și la un moment dat mă lovește. Sună-o pe cutare. Da, n-are cum să vină asta de la tine. Înțelegi? Nu, n-are cum. Și m-am trezit așa, ca din moarte, nu știu cum să zic, și zic, wow, hai, unde-i numărul ăsta, sun. O sun, ea a doua zi era programată la avort. Fua. Da. Și am stat cu ea în telefon vreo oră, două și... la final zice, nu mă mai duc mâine. Zic, bine, mâine la cât erai probă? La 9. Bun, mâine la 9 te sun și vorbim. Mă gândesc, zic, necuratul ne joacă feste. Nu știi mâine ce, mai o noapte, știi? Și era așa o situație mai complicată, o situație familială și așa. Și nu s-a dus. Însă mi-aduc aminte că noaptea, seara, l-am luat pe soțul meu și zic, hai să facem o rugăciune în seara asta pentru fata asta. Te rog, e mult că am nevoie. Și în stăteam doi și ne-am rugat pentru ea și pentru copila și ei. A doua zi nu s-a dus. Am mai avut o tentativă, s-a programat după aia, dar tot stând aproape de ea și trimițându-i ce avea nevoie, că am identificat niște nevoi financiare, așa, am stabilit... S-a născut copilul? Da! Îl cheamă Zian Matei, are acum, în octombrie, de fapt, să facă 2 ani, deci are un an și un pic. Și nu este în România, locuiește în altă țară. Și cu ajutorul Domnului... Și-a rezolvat și probleme de familie, mama? S-a căsătorit cu tatăl copilului? Nu. Ea era căsătorită, okay. Nu o să intru în cazuistica asta, era o situație puțin mai complicată, acum ea mai are 2 copii, o sprijinim cu avocați, în fine, deci am făcut apel la niște competențe, cunoștințe, am strâns bani, o sprijinim până copilul face 2 ani, asta e promisiunea noastră, financiar și cu consiliere și cu tot ce mai are nevoie. Și... Simți că ai această chemare de la Dumnezeu pentru... Da, simt că uneori mi-e frică să știi. Frica cea mai mare pe care am avut-o de-a lungul anilor... Poate să-ți fie frică atunci când ești singură. Nu, mie mi-e frică de eșec. Ești perfecționistă?
sunt o persoană care caută succesul și înainte îl căutam cu orice preț. De asta și aveam căderile. Acum nu-l mai caut cu orice preț, dar... Cu ajutorul lui Dumnezeu, da, normal că toți, nimeni nu-și dorește eșec. Da, însă vezi că căderile sunt un eșec până la urmă și ne sunt date îngăduite sau se întâmplă pe măsura propriilor noastre putințe sau neputințe, adică alegerile noastre duc... Însă de asta viața asta e așa frumoasă, că în fiecare secundă avem o oportunitate să descoperim cine suntem și cum acum să punem început bun pentru un nou început bun, pentru un nou început bun, pentru un nou început bun. Știi? După 3 episoade întunecate, mi se pare cea mai frumoasă încheiere. Știi? Viața este frumoasă pentru că, să spun, avem șansa unui început împreună cu Dumnezeu, cum spune în Evanghelia după Ioan, spune Mântuitorul, trebuie să vă nașteți din nou. Da. Ca să intrați în Împărăția lui Dumnezeu, trebuie să vă nașteți din nou. Clar. Da. Ce crezi că ar mai fi? O concluzie așa de 30 de secunde. Te-ai căsătorit? Între timp am căsătorit în pandemie, culmea, știi, când te gândești că nu-ți bate foarte frumos la ușă. L-am cunoscut pe soțul meu în perioada pandemiei. I-ai povestit toată istoria? Da, i-am pus fără găsesc la căsătorie, așa, să fie în biserică. Da, dar istoria ta da, e povestit-o? Da. Știe de misiunea mea și după 3 luni m-a cerut, după 3 săptămâni cununia religioasă și aș putea să spun că mi-a trimis Dumnezeu, toată așteptarea asta a meritat. Și cred că a fost nevoie de toată așteptarea asta. Vezi, nebunite scheile Domnului. Toată așteptarea asta a avut un scop, m-a fezandat pe mine ca să-l pot întâlni pe el, un om deosebit, un om care mi este alături trup și suflet, pe care îl iubesc, care mă iubește și cu care pot să împlinesc planul pe care Dumnezeu îl are cu mine în lume, știi? Adică îmi creează spațiu, contextul, ca eu să pot să fiu o contribuție. Și copiii? Copiii care se nasc de la sunt copiii cazurilor, îi simt așa că sunt un pic și mămica lor. Nu putem în momentul ăsta să facem copii, probabil un efect al avortului. Mă rog, se poate prin fertilizare in vitro, e un alt subiect pe care nu o să-l deschidem acum. Însă, na, Dumnezeu ne poartă de grijă și cum e mai bine așa să fie. Adelina Fronea a fost împreună cu noi. Dumnezeu este Cel care poate să aducă iertare, care poate să aducă restaurare, care poate dintr-o vază de cristal făcută cioburi, țândări, poate să le unească toate la loc și să facă un vas de folos pentru Împărăția lui Dumnezeu. La fel poate și cu tine. Mulțumim, Adelina! Doamne ajută!